Biserica Sfântul Gheorghe Vechi, cunoscută și ca Biserica lui Mitrea Vornicul, cu o îndelungată istorie, este situată la începutul Căii Moșilor din București. Pe lângă hramul principal, mai are hramurile Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, Sfântul Mare Mucenic Mina, Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Este cunoscută sub această denumire din momentul în care Sfântul Constantin Brâncoveanu hotărăște să ctitorească noua biserică, Sfântul Gheorghe, în vecinătatea acesteia, Sfântul Gheorghe Vechi fiind anterioară, și ca să se deosebească una de cealaltă, el este cel care o numește în felul acesta, într-un hrisov al său, pentru a o diferenția de cea nouă pe care o începe și o aduce în starea de astăzi, chiar la kilometru zero al Bucureștiului. Este una dintre cele mai vechi biserici din București, fără a se ști data exactă a zidirii. În Pisanie se arată că a fost ridicată de către Nedelcu din Balaci, alături de soția sa Anca, în 1492. Mai întâi, biserică de mir a devenit pentru o perioadă de timp lăcaș mănăstiresc. Pentru 30 de ani, între 1545-1575, mănăstirea Sfântul Gheorghe a fost socotită scaun mitropolitan. Pe la 1575, Mitra Vornicul a zidit aici o altă biserică, distrusă și refăcută după invazia lui Sinan Pașa. La anul 1668, lăcașul a fost închinat mănăstirii Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai. În urma unui incendiu, biserica și mănăstirea au fost refăcute de starostele Breslei Blănarilor. Putem vorbi de-a lungul vremii de patru mari perioade ale rectitoririlor acestui locaș. Și fac referire aici la prima perioadă, când sunt menționați ca și ctitori ai bisericii familia Bălăcenilor, Nedelcu Vornicul și Anca, soția sa, deși în alte izvoare istorice ei apar mai târziu, însă se crede că e vorba de un alt Nedelcu, mult mai bătrân decât cel care era Vornic, Mare Vornic. Deci perioada aceasta este încadrată între 1492 și 1724, când se pare că biserica a mai fost reclădită odată, când în cadrul mănăstirii s-a înființat și prima școală de slovenie, adică de învățare de slovă, de carte, unde se formau diecii și cancelarii domnești inițial, apoi s-a transformat chiar în școală diplomatică. Zdruncinat de cutremurele din prima parte a secolului al XIX-lea, așezământul este distrus complet de focul cel mare din 1847. După acest moment, biserica este refăcută de enoriași, cu ajutorul epitropului Marinciu Petrovici și redată cultului 2 ani mai târziu. Noua biserică a rezistat numai până la 1875, când, fiind prea șubrezită, s-a hotărât refacerea ei totală, fără însă a mai păstra ceva din înfățișarea originară a monumentului. Biserica nouă, pictată de profesor Gheorghe Pompilian, a fost târnosită în anul 1881 de mitropolitul primat Calinic Miclescu. Biserica a mai fost refăcută și în secolul al XX-lea, ultima oară în 1998, când a fost renovată și în exterior. Biserica este o prelucrare a tipului triconc, cu o turlă pe naos și două deasupra unui vestibul ce precede pronaosul. Naosul are două abside adânci, prevăzute cu câte o fereastră. Altarul este acoperit de o boltă în leagăn, racordată cu o semicalotă. De o parte și de alta se găsesc proscomidiarul și diaconiconul. Biserica actuală este într-o arhitectură aparte față de ceea ce se construiește și s-a construit la noi.
Este vorba de un stil neo-ucrainean. E o biserică în formă de cruce dublă. Dacă ne imaginăm acea cruce rusească, cum îi spunem noi, zidurile sunt foarte groase și observăm din deschiderea acestei cruci duble că se creează un spațiu foarte mare, foarte larg pentru credincioși. Exteriorul bisericii este simplu, decorul fiind alcătuit din pilaștri cu capiteluri neocorintice, iar un fronton neoclasic se află deasupra pridvorului. Decorațiunile au influență occidentală în stilul caracteristic barocului ucrainean. Una dintre marile personalități ale bisericii din perioada interbelică a fost episcopul Clujului Nicolae Ivan. Primul episcop ortodox român al eparhiei s-a născut la 17 mai 1855 în localitatea Aciliu, din județul Sibiu. A urmat cursurile primare în localitatea natală, apoi liceul de stat din Sibiu, pe care l-a absolvit cu cel mai înalt calificativ. Urmează și cursurile Institutului Teologic Andreian, cu aceleași rezultate foarte bune. După absolvirea școlii amintite, în anul 1877 a fost numit învățător la Săliște, unde a funcționat până în anul 1884. Între timp a fost hirotonit diacon de mitropolitul Miron Romanul. În anul 1884 a fost hirotonit preot de același mitropolit și devine capelan la penitenciarul din Aiud. Aici a avut o intensă activitate umanitară și românească, fiind elogiat de cei care l-au cunoscut. În următoarea perioadă, Nicolae Ivan a fost redactor al ziarului Telegraful Român, unde a apărat cu multă dârsenie interesele bisericii și ale neamului românesc. În 1892 i s-a încredințat conducerea protopopiatului Alba Iulia. Și în vechiul oraș a fost preocupat de păstrarea și promovarea culturii și spiritualității românești. În urma unei bogate activități pe tărâm bisericesc și național, a fost ales în anul 1897 asesor, consilier economic la Arhiepiscopia Sibiului. Între realizările de seamă la care a luat parte din această funcție s-au aflat ridicarea Catedralei Mitropolitane, precum și a clădirii Academiei Teologice Andreiene. Tot în această perioadă a fost unul dintre militanții activi pentru înfăptuirea statului unitar român, din funcția de vicepreședinte al Partidului Național Român din Transilvania. În ședința consistoriului arhidiecezan din Sibiu din 15 februarie 1919 a propus reînființarea vechii eparhii a lui Ștefan cel Mare, cu sediul la Cluj. În urma demersurilor făcute și după ce a ajuns președinte al consistoriului ortodox român din Cluj, în anul 1921 este reînființată Episcopia Vadului, Feleacului și Clujului. În sinodul prezidat de mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului, întâiul episcop al Clujului a fost ales asesorul Nicolae Ivan. Deși în vârstă de 66 de ani, pentru noul ierarh a început o serie de mari realizări. Printre ele se numără ridicarea Catedralei Eparhiale din Cluj, întemeierea Academiei Teologice Ortodoxe, cu un imobil propriu și obținerea actualei reședințe arhiepiscopale. De asemenea, în timpul său au fost ridicate 10 de lăcașuri de cult. A fost întemeiată o tipografie și a fost tipărită foaia eparhială Renașterea. A fost sprijinitor și membru al unor asociații culturale românești, membru onorar al Academiei Române, iar din 1921 membru de drept în Senatul României. În permanență a desfășurat și o importantă activitate publicistică. La 3 februarie 1936, episcopul Nicolae Ivan a trecut la Domnul. A fost înmormântat cu onoruri naționale în cripta din subsolul Catedralei Eparhiale din Cluj. Judecătoria protopopească a fost prima instanță de judecată bisericească între anii 1925-1948.
Organismul a fost instituit prin statutul pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române din anul 1925, articolele 79-80, înlocuind scaunul protopresbiterial din statutul organic. A avut totuși caracter facultativ, judecătoria putând fi instituită după trebuințe. Competențele acestor judecătorii au cuprins diferendele dintre parohieni și preoți cu privire la taxele bisericești și chestiuni bisericești și disciplinare preoțești pe care consistoriul spiritual eparhial îi le încredința.